Bună ziua! Bucuroși de oaspeți! Astăzi, în această zi frumoasă de toamnă, chiar aici, la casa părintească, unde pentru prima dată a spus cuvântul mama, întâlnim un domn. Un domn cu suflet mare. Un domn care a crescut doi copii frumoși, care se bucură de creșterea nepoților și care astăzi se sărbătorește cea mai zi, frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Domnule Oleg, știm precis că de dimineață poate că ați primit ceva mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim în primul rând multă, multă sănătate, fericire. În familia dumneavoastră să domnească doar dragostea, pacea, armonia, să fiți întotdeauna înconjurat de oameni buni, de prieteni adevărați, cei dragi sufletului să vă stea cât mai mult în preajmă. Și cu părere de rău, noi oamenii nu avem posibilitate să dăm zile vieții. De aceea, dumneavoastră, vă dorim să dați viață fiecare zi trăite. Ziua de mâine să fie chiar mai frumoasă ca cea de astăzi și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? Haideți să vedem. Țineți această tortă pentru masă de sărbătoare. Avem niște flori minunate. Ceva mai tărișor. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Mult stimatul, scumpul și iubitul nostru, astăzi, în codrul vieții tale, a răsărit cel de-al 50-lea brad, fie ca el să crească și mai roditor decât cei pe care îi ai deja. Îmi este greu să cuprind într-un mesaj toate experiențele frumoase care ți aparțin. Despre tine, tăticu, s-ar putea scrie cărți. Cărți de omenie, modestie, hârnicie, înțelepciune și multe calități pe care mata le ai. Să știi că cele mai frumoase sărbători le-am avut acasă. Viața ta nu a fost deloc ușoară, însă cu toate acestea nu am dus vreodată lipsă de ceva. Ai întors munții pentru noi, pentru noi copiii tăi. Ai dormit pe apucate sau poate n-ai dormit chiar deloc. Împreună cu mămica ne-ai dăruit familia pe care mulți și-ar dori-o. În mintea noastră au rămas vii multe amintiri, multe sacrificii pe care le-ați făcut ca să ne fie nouă bine. An de an, amintirile s-au înmulțit, iar astăzi, fiecare dintre noi cultivăm în familiile noastre aceleași valori. Numai dintr-un copac puternic și roditor puteau să mugurească alți lăstari ca noi. Iar dacă noi avem cu ce ne mândri, este datorită ție. Datorită educației pe care am primit-o de la tine, ne-ai învățat să fim oameni în viață, oameni de calitate, care să treacă prin viață frumos. Cu ocazia zilei de naștere, îți aducem calde, din inimă felicitări, însoțite cu urări de bine și belșug. Îți dorim viață lungă, plină de aventuri și succese alături de cei dragi ție. Mult noroc în toate deciziile pe care le vei face și fie ca bunul Dumnezeu să-ți lumineze calea spre tot ce este mai bun. De ziua ta, să ai o zi presărată cu zâmbete și înfrumusețată de oameni care țin la tine. Fie ca toate gândurile bune să se materializeze, amicii adevărați să rămână mereu aproape, iar dragostea să fie cea pentru care merită să trăiești o viață. Ne cerem iertare că în așa o zi importantă nu suntem acasă, dar cu sufletele și gândurile suntem aproape. Te iubim enorm, cu un la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin fiica Ina, ginerile Alexei și nepoțica Elisa, feciorul Aurel, nepoții Victorița și Maxim și acea persoană care este mereu alături, și la bine și la greu, soția Angela. Felicitări dumneavoastră! Vreau să spun că fiica dumneavoastră îi mulțumește mămică și îi mulțumește fratelui pentru susținere, pentru ajutor, pentru tot și vine cu plecăciune și cu sărutul mâinilor dumneavoastră. Știți, prin intermediul nostru, domnule, cred că este și ea aici, lângă dumneavoastră. Puteți să-i transmiteți un mic mesaj? Mulțumim mult, Inuța, Alexei, la copii, la nepoți, soții și dumneavoastră.
Vă dorim o zi cât mai frumoasă și o sărbătoare pe cinste. La mulți ani!